ne imaginăm ca o ultimă întrebare, că suntem tineri care acum am absolvit o facultate și ne dorim să ne angajăm și opțiune, să spunem, bună sau frecvent întâlnită între colegii mei sunt aceste companii, aceste multinaționale. Care ar fi lucrurile la care ar fi util să mă uit, astfel încât să mă hotărăsc dacă mie mi-ar fi potrivit sau mi-aș dori să lucrez în mediul respectiv? Pentru că, așa cum și discutam la un moment dat în întâlnirea noastră, imaginea pe care companiile o promovează este una cu locuri de muncă unde oamenii sunt toți foarte fericiți și unde li se împlinesc nu doar nevoile, ci și dorințele. Însă probabil că în momentul în care ajung acolo, lucrurile nu sunt chiar la fel. Eu aș recomanda acestor absolvenți să facă acele stagii de practică în timpul facultății, astfel încât să înțeleagă dacă li se potrivește rolul, dacă ce tip de organizație le-ar plăcea să lucreze, cum le-ar plăcea să arate managerul cu care să lucreze, ce fel de echipă își doresc să aibă, chiar și biroul, dacă vor open space sau preferă birourile individuale. Asta ar fi unul dintre lucruri, lucruri pe care să-l faci din timpul facultății. În al doilea rând, eu cred că ar trebui să vorbească exact cu oameni din acea organizație, cu oameni care ocupă un astfel de rol în organizație și să discute deschis despre lucrurile plăcute și mai puțin plăcute într-un astfel de rol sau astfel de organizație, astfel încât să și le asume sau să ia o decizie bazată pe argumente, să știe exact la ce se bagă. Da? Pentru că nu cred că există un job ideal sau o companie ideală. Fiecare dintre ele pot avea lucruri mai puțin plăcute, dar e bine să știi, să ți le asumi din start. Astfel încât să nu ai surprize și să te răzgândești după jumătate de an că nu ți se potrivește. Să schimbi cifrele când vine vorba de turnover. Aș sugera unui absolvent să nu se angajeze cu orice preț. Să nu se angajeze cu ideea că poate pleca de acolo oricând la cea mai mică nemulțumire. Să își cunoască drepturile, să se informeze, nu doar cu privire la compania respectivă, ci și cu privire la drepturile pe piața muncii pe care le are orice angajat. Asta poate citi orice absolvent. În plus, dacă mai este posibil, aș sugera oricărui angajat să aibă o cât de mică idee despre politicile organizației respective, ce drepturi are în organizația respectivă, dacă există un plan de dezvoltare a carierei acolo. Asta este foarte important. La departamentul de marketing, în orice interviu, ar trebui să îi se poată răspunde la aceste întrebări. Dacă există politici, dacă există planuri de dezvoltare a carierei, politici, ce politici de protecție a angajatului există în organizația respectivă, la ce se poate aștepta, asta este foarte important pentru el. Nu că atunci când mă duc și cumpăr un produs, mă aștept ca în cutia respectivă, în ambalajul respectiv, să găsesc exact ce scrie pe etichetă. Dacă nu găsesc ce scrie pe etichetă, mă simt înșelat. La fel și într-o companie, mă aștept ca practicile reale să corespundă practicilor care mi s-au adus la cunoștință într-un contract sau într-un interviu de angajare. Deci aceste întrebări trebuie puse. Studentul, absolventul trebuie să știe că are dreptul să pună aceste întrebări și are dreptul să și primească răspunsuri la aceste întrebări. Și eu aș mai adăuga să-și mai pună o întrebare, nu numai ce oferă compania acestui angajat, ci și ce oferă el, angajatorului. Ce poate oferi el? Da. Companiei respective. Pentru că așa ne putem crea așteptări false și nerealiste că organizația trebuie să fie și mama și tata și să ne creeze un mediu absolut perfect. Până la urmă este un business și trebuie să ne gândim ce livrăm noi, dacă merită banii pe care îi primim și dacă există cu adevărat posibilități de creșteri salariale sau de a fi promovat într-un timp foarte scurt. Deci cred că trebuie să ne educăm un pic și răbdarea. Și înțelepciunea.